Bravo, Geo. Foran. Foran. Mergem la școală, Geo. Așa începe în fiecare zi traseul pe care îl parcurg împreună Constantin Cristache și labradorul Geo. La fiecare treaptă, groapă, mașină parcată neregulamentar sau pietoni neatenți, câinele își ajută stăpânul să meargă mai departe. Foran. Bravo. Bravo, Geo. Atento. Atento, Geo. Foran. Foran. Bravo, Geo. Geo a crescut până la un an într-o familie din Italia, iar apoi, bravo, timp de 6 luni, a învățat meseria, bravo, de ghid. De aproape o săptămână îl însoțește pe stăpânul său pe un drum pe care dascălul din Timișoara îl urma până de mult cu ajutorul unui baston pentru nevăzători. Drumul a fost mult mai sigur. Adică eu nu m-am gândit în nicio clipă că aș putea să mă împiedic de vreo spărtură, de vreun bolovan. Geo a ajuns în România datorită unui proiect la care se lucrează încă din 2007. Este un câine pregătit special la o școală care are peste 50 de ani de tradiție în pregătirea câinilor ghid. Este un câine care execută 30 de comenzi de ghidare a nevăzătorului, plus o multitudine de alte comenzi de disciplină specifice câinilor utilitari. Speranța celui care își vede acum un vis împlinit este ca într-o zi, în vestul țării, să fie creat un centru destinat câinilor ghid. El este un tovarăș și un prieten care este extraordinar. Drumul parcurs de Constantin Cristache și labradorul Geo este o adevărată lecție de viață. Cei doi prieteni demonstrează mai presus de toate că devotamentul învinge chiar și întunericul.